Un străhăian în vârstă de 29 de ani care fugea de închisoare a fost prins în Gorj. Bărbatul era condamnat la un an de închisoare pentru că a fost prins băut la volan și a refuzat prelevarea probelor biologice. Individul a fost găsit de polițiști la o pensiune din Motru și a fost condus la penitenciarul din Drobeta Turnul Severin pentru a-și executa pedepsa. Polițiștii din cadrul poliției oraș Străhaia, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au identificat și reținut un bărbat de 29 de ani din orașul Străhaia, pe numele căruia era emis de judecătoria Străhaia un mandat de executare a pedepsei cu închisoare. Bărbatul a fost condamnat la un an de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Persoana în cauză urmează să fie încarcerată în penitenciarul Drobeta Turnul Severin. Bărbatul are de executat un an de închisoare.